Hello, my good friends, și bine v-am găsit la un nou minunat episod pe acest canal. Fraților, după cum puteți vedea în episodul ăsta, ne vom juca din nou Microvolt sau Toy Hero și ne vom juca modul nostru preferat, Zombie Mode. Și aparent s-a terminat runda și am intrat în a șasea rundă. Aparent o să fie un meci destul de scurt, pentru că, să fiu sincer, nu fac eu un lobby să aștept să intre lumea la mine. Eu intru într-un lobby deja făcut, deja pornit, meciul. Pentru că e mult mai ok așa decât să aștept să vină lumea la mine în lobby, să înceapă meciul, să... chestii, trestii, sper că înțelegeți. Și, fraților, puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii niște jocuri pe care ați vrea să le joc, în afară de jocul pe care am zis că nu-l mai joc. Să fiu sincer, nu știu ce comentarii mi-ați lăsat, pentru că... Filmez acest episod imediat după ce l-am filmat pe cel de Stronghold. Ai lag. De ce ai lag? Nu e ok să ai lag. Cred că... Unde e? 408. Oh my god! Voi vedeți ce lag au oamenii? Cum îl cheamă? Nu, de fapt, n-are rost să-i dau kick hostului. Pentru că e și el player. Poate are mai multe puncte decât mine și... Posibil să le piardă și nu e ok. Nu e ok să pierzi puncte. Știu cum e. Mai ales la... Și jocul ăsta, fraților, devine din ce în ce mai general. Am jucat astăzi un match de zombie mode pe... Cum îi zice? Toy Paper... Nu. Pe... Paper Castle, cred. Și e super mega șmecheră harta. Că au făcut-o cum era înainte. Cred că o să fac un video în care o să mă joc. Două secunde, frate. Am revenit după o mică, mare pauză publicitară. Să fiu sincer, mă gândeam să fac o tăietură acolo, dar i-am prins pe ultimii doi player, așa că nu o să fac nicio tăietură. Din păcate. Ma, adică să fie bine, să nu fie rău, să se termine episodul așa. Mamă, cât damage și cât lag ai. Cred că asta e cea mai blăguită cameră. Da, cea mai lăguită cameră în care am jucat eu până acum. Și cred că mai am nevoie de foarte puțin bani pentru a-mi cumpăra ceva super șmecher, care am vrut să vă arăt chestia asta de foarte mult timp, dar n-am avut banii necesari și banii în joc, desigur. De fapt, eu nici nu o să bag bani în jocul ăsta, gen să-mi cumpăr ROG token sau nu știu, mă mai gândesc. În fine, episodul a fost destul de scurt, 5 minute. Yes, 350. Nu, do fa a. Posibil să mai am nevoie de foarte puțin. Nu, este că mai am set 3450, da. Am făcut rost, frații mei. Și acum vreau să cumpăr chestia asta. Păi hai, cumpără.
Perfect. Și rugați-vă că o să avem noroc la un tricou. Sau nu. Așa că voi recurge la o chestie super nașpa, voi vinde chestia asta lui Chip. Vreau să văd câți bani primesc pe ea. 1800. Nu se merită. Nu merită să vând chestia asta. Așa că voi mai aștepta, voi mai face niște banuți. Și voi mai cumpăra cutiuții din acelea. Și posibil să fac un video în care să le deschid pe toate. Dar până atunci v-am lăsat. Eu am fost Cosmin. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Și să verificați linkul de descriere care vă trimite la site-ul acestui joc, de unde puteți să-l descărcați, vă faceți cont și veți juca cu mine. Pa, pa!